Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Vă întâmpin cu foarte multă bucurie alături de invitatele mele de această dată, Cami Ciupe și Andreea Marchiș-Lupaș. Bun venit, doamnelor! Bine te-am găsit! Mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației mele. Cred că frumusețea acestei emisiuni stă în cel puțin un lucru, și anume faptul că subiectele pe care le discutăm, de obicei vin direct din trăirile noastre, din experiențele noastre, din frământările noastre zilnice. Nu există subiect atipic la această emisiune, tocmai din această cauză. Și cred că ce e și mai interesant și mai frumos este că încercăm să le punem pe toate în lumina adevărurilor biblice. Și subiectul pe care voi l-ați propus pentru discuția de data aceasta are de-a face cu închinarea. Acum, poate că pare un subiect bisericos, așa, de biserică, dar cred că pot să îndrăznesc să spun asta, că închinarea este de fapt ceva ce ar trebui să influențeze sau să afecteze fiecare acțiune a vieților noastre, fiecare aspect, și asta vom încerca să descoperim ce este și cum ar trebui să ne raportăm la atitudinea asta. Ar trebui să fie atitudine? Este doar un ritual, o practică? De-abia aștept să explorăm. Dar eu aș începe discuția noastră cu un subiect aparent paralel, dar care de fapt cred că ne va ajuta să explicăm pe urmă ce este închinarea și nevoia de închinare și de ce există nevoia asta. Și aș aduce în discuția noastră conceptul de chemare. Acum, de obicei, cred că atunci când ne gândim general, cultural, la conceptul ăsta de chemare, ne gândim mai degrabă la a ne găsi scopul în viață. Cred că fiecare tânjim după a ne găsi sau avem această sete după sens și scop. Cred că mintea noastră a fost formatată în așa fel încât să caute semnificații în fiecare lucru pe care îl întreprinde. Ne dorim ca ceea ce facem să fie cu sens și să fie în acord cu înzestrările noastre. Și de aici cred că și dorința de, nu știu, de a avea cariera ideală, familia ideală, de a face ceva remarcabil, de a fi extraordinare și așa mai departe. Doar că asta împreună cu presiunea pe care cred că și societatea o pune asupra noastră de a ieși în evidență, căutăm împlinirea în lucrurile imediate. Marea întrebare se pune: ce facem atunci când oportunitățile întârzie să apară, când lucrurile nu se leagă, când intervin situații de criză, când intervin situații care poate ne impun să luăm decizii atât de radicale care ne schimbă complet peisajul vieților noastre? Cu ce rămâne? Când ne întoarcem din nou la punctul zero, în care ne întrebăm ce sens și scop avem în viață. Și aș îndrăzni să spun că dacă sau că o viață lipsită de Dumnezeu este o viață centrată pe orice altceva în afară de El, orice altceva care niciodată nu ne va satisface pe deplin. Și atunci sunt curioasă să știu, din experiența voastră de viață, din ce ați trăit voi până acum, cât de important este să înțelegem că în primul și primul rând, dincolo de orice am putea noi face, de orice ne-am putea noi fi, de ce e important să înțelegem că Dumnezeu sau chemarea asta are o notă mai importantă, că mai întâi suntem chemate să fim ai lui Dumnezeu, ale lui Hristos. Care e diferența asta și cum percepeți voi diferența dintre, sau vedeți în viața voastră impactul chemării lui Dumnezeu la El și apoi, mă rog, chemarea asta secundară, care poate să ia diverse forme. Cât de important, nu știu, este să ne bazăm identitatea pe El. Ce ați descoperit voi până acum din acest punct de vedere? Cine vrea să spargă gheața? Da. Îmi plac comunicările din privire. Da. Păi bucuria mea e în primul rând. Și am descoperit-o destul de devreme în viață, cred. Să-mi dau seama că chemarea mea e să mă întâlnesc în răcoarea dimineții cu Dumnezeu, așa cum o făcea Adam în Eden. Să îl întâlnesc la un nivel intim,
să-L cunosc, să mă las cunoscută, să mă cunosc pe mine în prezența Lui. Și cred că asta e cumva o linie stabilă, pe lângă celelalte care fluctuează și care pot lua diverse forme în ceea ce privește chemarea ulterior în viață. Poți fi chemat la lucruri diferite, chiar însuși de Dumnezeu. Dar pentru mine elementul ăsta de intimitate cu El și elementul ăsta în care mă întorc într-un fel ca și la o oglindă, știi? Să mă redefinească de fiecare dată El, înainte de societate sau mai degrabă în loc de societate. Asta găsesc eu că ar fi chemarea și mă gândesc că l-a făcut pe Adam inițial și se întâlnea cu El și petrecea cu El. Ai reușit de-a lungul vieții să menții asta? Ei, na. Sau ai fost distrasă? Cum ziceam, am descoperit de mică. Cred că chiar de mică am avut bucuria de a mă simți cunoscută și iubită de El și de a simți un oarecare gust a prezenței Lui. Nu, n-am reușit. Uh-huh. N-a fost o constanță. A fost mai degrabă un loc, mai ales până la maturitate, în care m-am întors. Cumva m-am plimbat prin crizele mele și m-am întors acolo, unde am primit răspunsul. Mm-hmm. Exact ce ziceam câteva minute în urmă, când suntem distrase sau când se întâmplă ceva sau când pierdem ceva sau când ceva nu e la locul lui, avem unde să ne întoarcem. Pe când dacă noi ne bazăm foarte mult identitatea în ceea ce facem, nu în cine sau în cine suntem, da? Da. S-ar putea să devenim destul de dezechilibrate și să fie o chestiune destul de bulversantă, așa. Da. Dar se întâmplă, într-adevăr. Da. Ușor. Dacă nu avem grijă. Cami. Sunt foarte de acord cu tot ce a zis Andreea și n-aș vrea să mă repet. Aș spune exact același lucru în cuvinte diferite. Ce aș vrea să adaug este că suntem creați pentru a-i aduce slavă. Aia aduce onoare. Și vedem exemplul ăsta la Iisus, care tot ce a făcut pe pământ a fost să arate mereu spre Tatăl. Și cred că ăsta e scopul suprem, dacă pot să-l numesc așa. Zicea cineva că noi ca și creștini avem un scop și apoi Dumnezeu are sute de mii de feluri de a ne duce în locul acela, ca și când ar fi o mașină cu GPS, este o destinație și apoi sunt foarte multe rute și drumuri înspre a ne duce acolo la destinație. Și ca și chemare principală ar fi asta, să îi aducem glorie și slavă, să-L exprimăm pe El, pe acest pământ. Și cele secundare ar fi felul în care o facem fiecare. Și aici depinde de cum suntem construiți, ce a pus Dumnezeu în noi, lucruri care le-a știut și le-a pus de la început ca să ne ducă într-un anumit loc și pe toți în locuri diferite, ca să îl putem exprima într-o modalitate cât mai complexă și mai variată și mai frumoasă. Pentru că asta este așa este Dumnezeul nostru, practic. Cum sau când ai descoperit tu care este scopul suprem, și anume ca să ne închinăm noi, ca să-i dăm Lui laudă? Andreea a spus că a descoperit destul de devreme. Care e povestea ta? Când ai înțeles tu revelația asta? Exact revelația asta nu mi-amintesc când s-a concretizat în viața mea. Așa, ca și parcurs, eu m-am născut într-o familie de credincioși, dar din totdeauna am fost atrasă de El. Îmi amintesc și în biserica în care am crescut împreună cu părinții mei și pentru că cred că mi-a dat un dar acela de a cânta, m-a atras așa de tare partea asta de închinare, de laudă, de a-L înălța pe El prin cântec. Și așa am început de mică și pe urmă a fost o călătorie foarte frumoasă în care am descoperit tot mai multe modalități de a-L înălța și de a-L lăuda și de a-L exprima în viața mea și ceea ce probabil o să și discutăm mai târziu sau pe parcursul acestei emisiuni, cum de fapt nu se rezumă la cântat și la muzică, ci la
întreaga noastră viață și la atitudinile noastre și la acțiunile noastre, la ce facem în viața de zi cu zi. Nu știu să zic lucruri chiar atât de deștepte, așa că o să citesc un citat care cred că se potrivește foarte bine cu exact ceea ce ai enunțat tu acum. Închinarea este dincolo de, de actul ăsta al cântării, al cântatului sau oricărui tip de ritual, dacă vreți, biserice. Și pe tema asta chemării Osghini spune așa și se leagă cele două. Chemarea este adevărul că Dumnezeu ne cheamă la sine într-un mod atât de decisiv. Apropo de ce ziceați amândouă, dar mai ales tu ai accentuat de asta că te-ai simțit atras, adică a fost chemarea lui acolo, încât tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem și tot ceea ce avem este investit cu un devotament, un dinamism și o direcție speciale exprimate ca răspuns la chemarea și slujirea sa. Și cred că răspunsul ăsta este de fapt închinarea noastră. Și cred că e momentul să definim ce este închinarea, dacă tot am bătut apropo ori înspre acolo. Vă las pe voi. Da, cred că tendința e, mai ales dacă am crescut în anumite medii sau... Cred că de fapt nu. Tendința e la nivel general să ne meargă gândul la o anumită cântare sau un anumit moment de tip muzical sau la simplu obicei sau tradiție de a merge la biserică, de a face plecăciuni, poate, de a ne închina într-un fel sau altul în care am văzut-o făcându-se în jurul nostru. În esență, pentru mine și în general, cred că corect ar fi să zicem că e reacție naturală când îl vezi pe Dumnezeu față în față. E consecința faptului că l-am întâlnit. O să fie închinarea. L-am întâlnit cu adevărat. Îmbrățișarea cine e el, decizia de a respecta perspectiva lui mai degrabă decât a mea sau percepția mea. Și asta poate să ia o mie de forme, nu știu dacă e momentul acum să trec. Vedem mai încolo. Vedem mai încolo care sunt formele astea. Știi? Că cred că și de-abia aștept să aud ce aveți voi de împărtășit, pentru că cred că la nivel teoretic putem înțelege destul de ușor, la nivel practic ne este ceva mai greu și parcă... Și cred că e și o influență culturală, într-o anumită măsură, pentru că ni se pare nouă, cum pot să, nu știu, să speli vase și să spui că e un act de închinare, știi? Adică nu are sens, pentru că ne gândim la conceptul ăsta, ne gândim la o chestiune, da, de reverență, dar de reverență pusă în contextul unui ritual, nu neapărat a unui exercițiu zilnic sau a unei atitudini. Da, în același timp, generic, cred că orice gest făcut închinat lui, cu gândul la lui, cu gândul la el, declarat lui, închinat lui. Orice. Da. Cami, ce ai vrea să adaugi aici? Prima dată când apare în Scriptură cuvântul închinare, este în contextul în care Dumnezeu îi cere lui Avram să-l jertfească pe Isaac. Și așa de frumos spune acolo și iubesc ascultarea lui, zice, dis de dimineață s-a pregătit, a pregătit toate lucrurile și au pornit înspre locul unde avea să se întâmple lucrul acesta. Și în acel context, practic, Dumnezeu sublinează ascultarea. Și chiar versetul în care apare cuvântul este un foarte simplu. Avram și Isaac se pregătesc să înainteze, să urce pe munte și spun slujitorilor lor care i-a însoțit până acolo, rămâi aici și noi mergem să ne închinăm. Și eu cred că e un act al ascultării în primul rând. Pe urmă apare de multe ori în Scriptură, dar soțul meu obișnuiește să spună când Dumnezeu aduce pentru prima dată un cuvânt, apare pentru prima dată în Scriptură, e ca și când îl definește și după aceea prinde diferite forme și o complexitate aparte de-a lungul Scripturii. Este despre ascultare, despre ceea ce spune el. Avram nu avea altceva decât vocea lui Dumnezeu, nu avea cuvântul lui Dumnezeu, nu avea, cum avem noi, logosul, avea doar rema, exact ce auzea din partea lui. Și chiar dacă a părut destul de controversat, îs convinsă și atunci, și acum ar fi, cuvântul pe care l-a auzit, a ascultat.
Pentru mine, în primul rând, asta e închinare. Să ascult ce are El de spus și să fac. Apoi, un alt pasaj care mi-a atras atenția și care este pe inima mea și am vrut să îl împărtășesc cu voi este când Iisus intră în casa Mariei și a Martei. Maria se pune la picioarele lui, Marta își continuă treburile, sunt convinsă că împreună au lucrat la ceea ce aveau să servească și s-au pregătit ca Iisus să vină, dar Marta continuă cu treburile ei. Maria e conștientă că a venit Iisus. Și a venit Iisus și lasă totul și e în stare să lase totul ca să petreacă timp cu El. Aici iubesc și pasajul ăsta și diferența dintre cele două. Iisus nu zice că ar fi rău ce face Marta, zice doar e mai bine, e mai bine să faci ce face Maria, pentru că e o parte mai bună care nu-i se va lua. Și practic, din nou, pentru mine închinare nu înseamnă neapărat a face lucru pentru El. Înseamnă mai mult a fi cu El și ai dat toată atenția. Și a spune, ești aici, te vreau pe tine, nu vreau să fac lucruri pentru tine, vreau să stau cu tine, vreau să stau cu tine. Vezi, exemplul ăsta este mereu intrigant pentru persoane ca și mine, spre exemplu, care eu întotdeauna m-am identificat cel mai bine cu Marta în povestea asta. Și e mereu sentimentul ăla că lucrurile trebuie făcute. Că lucrurile trebuie făcute, lucrurile trebuie să se întâmple așa cum voi, poate mai bine ca oricine puteți să contribuiți la asta pentru că aveți familie, aveți copii, adică nu e ca și cum poți să-ți lași copilul și tu să încerci să... pentru că ai un moment în care vrei să te rogi sau să stai în prezența lui Dumnezeu, poți pur și simplu să le lași toate deoparte și cumva asta e reacția și cred că Doamne, cred că e așa de necesar să înțelegem cât de important este să, din când în când, să fim și Maria. Să ne oprim. Pentru că astfel, foarte ușor, cred că vom rata momentele alea de, da, de închinare, de intimitate. Pentru că vom fi mereu distrase de ce avem de făcut. Și sunt multe de făcut. Dar cum? Uite, și asta e o întrebare bună. Cum ajungem la echilibrul ăsta? Sau cum ați ajuns voi să profitați și de momente ca ale Mariei? Eu, sincer, îmi doresc și am spus Domnului că îmi doresc să vină să-mi rupă ritmul zilei mele și să mă cheme la o vorbă în odaia de sus. Curajoasă rugăciune! Așa e. Și n-a întârziat să vină și să bate la ușă și să-l aud în timpul zilei. Așa aș vrea să-ți șoptesc câteva lucruri. Și știi ce am răspuns de multe ori? Dă-mi un pic, că mai am o chestie de făcut. Trebuie să fac neapărat, dă-mi un pic. Exact. Și pe când m-am întors, invitația nu mai era acolo. Apoi am învățat să o onorez și să las. Recunosc că nu întotdeauna am lăsat totul, nu întotdeauna am onorat-o în felul în care aș fi vrut. Dar e un loc unde vreau să ajung, un standard care mi l-am pus și pentru că am gustat pe alocuri, cât am reușit să dau curs, cât a avut el har cu mine, că nu întotdeauna, din cauza că am făcut eu lucrurile bune, din cauza că a făcut el alți 10.000 de pași înspre mine, probabil. Și am văzut atâta bogăție, am gustat atâta, l-am gustat pe el și știu că merită. Știu că merită. Acum, sunt multe lucruri în mintea mea care zic că trebuie făcute și la o vorbă cu el toate se demontează și toate cad și de fapt nu trebuie făcute și sunt acolo și după acele 5, 10, 15 minute sau poate mai mult. Dacă le dai curs și stai prima dată cu el și pe urmă te întorci la treburile tale. Dar sunt vulnerabilă și recunosc că nu întotdeauna am făcut-o. În schimb, îmi doresc să ajung acolo și o voi face. Da, și e interesant, apropo, de exemplu ăsta cu Marta și Maria, că din perspectiva Martei, când stai și te uiți la Maria, zice că este o irresponsabilitate când sunt atât de multe de făcut și tu stai
uneori trebuie să stăm. Și mărturisesc din seria mărturisilor, apropo de ce ai zis tu, Cami, mi-este foarte greu de cele mai multe ori să mă opresc, pentru că e mereu ideea asta, trebuie să faci, are cineva nevoie de tine, trebuie să răspunzi acum, trebuie să rezolvi acum. Și mereu există tendința asta ca timpul ăla care de fapt te încarcă cel mai tare să fie compromis. Poate că sunt doar eu, așa. Dar da, când ai standardul în față și înțelegi cât de multă plinătate poate să aducă asta, da, încet ne transformăm așa din când în când în câte o Marie, dar e mai greu. Și perspectiva nouă care ți-o dă după exact. Ce stai cu el. Așa de diferit vezi lucrurile pe urmă și ți ciudă că nu ai ascultat mai repede sau nu ai răspuns invitației mai repede. Aș adăuga aici o nuanță. De ce este nevoie de această intimitate? Deja am folosit în discuția noastră cuvântul intimitate. La ce ne referim când, în primul rând, la ce ne referim când vorbim despre intimitatea noastră cu Dumnezeu și apoi de ce e nevoie de asemenea momente intime, de apropiere, de atenție? De ce nu e suficient să faci lucruri din mers? N-am răspuns la întrebarea precedentă, dar dacă ar fi fost să o fac, aș fi zis că... Ne putem întoarce, nu ne întoarcem, nu ne întoarcem, nu. Voiam să spun doar că aș fi fost mult mai în măsură să spun cum nu, ce nu trebuie să faci, când vine vorba de acel timp intim, de cum să te oprești. Aș fi fost mai degrabă un contraexemplu. Și am menționat numai pentru că spun despre mine că să... extrovertită, destul de luptătoare și nu s-o persoană foarte frumoasă dacă nu-s plină de el. Prețul pe care îl plătesc atunci când nu-mi rup timp să stau la picioarele lui ca și Maria e destul de mare, poate pentru un introvert, oricum pentru toți e, că inima e afectată. Inima nu poate fi frumoasă în sine, numai înfrumusețată de el. Dar pentru mine prețul e mai mare, pentru că viața e intensă la noi acasă, sunt 4 copii. Eu am 4 copii, noi avem. Și cumva ai trăit acolo la maxim și dacă merg pe resursele mele, e fatal. Mm-hmm. E dezastros. Se termină repede. Se termină cumplit înainte să înceapă. O, da. Și în momentele de intimitate... în care chiar nici nu mai e vorba despre mine, faptul că ies de acolo plină și cu resurse e numai o consecință, îl văd pe el, îmi șoptește el, pe lângă faptul că el e Dumnezeu suveran, cel care inspira Scriptura, are ceva de zis către mine astăzi personal, care mă salvează, îmi salvează ziua, comportamentul, relațiile. Da. Ce frumos, spus, Andreea. Cami, ce ai mai adăugat tu pe discuția asta a intimității? Mi-a venit în minte versetul închide odaia după tine. Du-te în odăița ta și închide ușa după tine. Da. Și are o însemnătate foarte mare. Pentru că e locul unde poți să fii tu, locul unde poți să-i spui orice Domnului, unde nu sunt alte priviri, alți oameni care să te judece, care să te compare, care să te cântărească. Și avem nevoie de locul ăla. Dacă toată relația noastră se desfășoară în public și față de alții și în întâlniri și în... nu știu. Mm-hmm. Chiar și poate în familia noastră care este o scenă sau între vecinii noștri. E trist. E trist. Pentru că noi nu suntem așa de frumoși, cum zicea Andreea, din resurse proprii, decât atunci când el ne umple. Și îmi place locul acela unde pot să fiu eu, unde pot să-i spun orice Domnului, unde el îmi schimbă perspectiva, unde mă înfrumusețează. Nu vreau să te repet, foarte frumos ai zis. Și... suntem inspirate de tine, Andreea. O, da. Da. Și cred că e nevoie de el. N-ar trebui să putem funcționa fără. Spunea Andreea de faptul că energia se termină înainte să începem. Cred că uneori putem funcționa o perioadă din inerție.
doar că este doar o perioadă. Da, din păcate și, putem. Din păcate putem, da. Și cred că ce am văzut eu este că inerția te duce, da, până într-un punct, însă intimitatea aceasta cu Dumnezeu, pe lângă faptul că cumva facilitează o cunoaștere mai profundă și a lui Dumnezeu și a noastră, facilitează o cercetare mai adâncă, mă ajută să merg cu mult mai departe decât mă ajută inerția. Inerția îți dă așa un avânt pentru, și te menține pentru o perioadă, însă când se adaugă stratul acesta al intimității, te propulsează. Adică da, poți parcurge mult mai mult drum și cu tot o altă atitudine și inimă decât am face-o fără. Și asta este ceea ce văd eu. Corecția lui e așa de faină în intimitate. Da. Și așa de diferită. O, da, și vine într-un mod foarte blând. Da. Când experimentăm intimitatea asta, vine într-un mod blând. Nu vine într-un, nu știu, așa, nu ar trebui să ne fie teamă. Adică da, e reverența aia. Da. Dar când știi că Dumnezeu te primește cu, Doamne, cu atât de mult drag și blândețe și har, ar trebui să vrem să fim în locul ăla mai des. Așa. Are Dumnezeu nevoie de închinarea noastră? Sau noi nu avem nevoie? Nu are nevoie. Vrei să zici? Sau cât de mare e de fapt? Că de asta vreau să punem în contrast că Dumnezeu are nevoie de închinarea noastră sau noi avem nevoie de închinare? Dumnezeu nu cred că are nevoie de închinarea noastră. Are atâtea ființe slujitoare, frumoase, de toate felurile în cer, care neîncetat îi dau laudă și strigă numele și îl numesc sfânt de viacuri fără încetare. Nu cred că are nevoie de laudă, de închinarea noastră. Noi avem nevoie, cu siguranță, și aș adăuga față de toate lucrurile care am zis că le produce în noi și se întâmplă în viața noastră atunci când stăm cu El, ne aliniază inima. Ne aliniază inima, ne aliniază felul în care vedem, aliniază sentimentele noastre, emoțiile noastre. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să văd într-un fel lucrurile, să-mi iau ochii de la mine, să mă uit la El, să îi dau slava și lauda cuvenită și apoi să văd altfel lucrurile din jurul meu sau să se schimbe perspectiva. Și numai pentru asta am nevoie. Eu de închinare, să-i dau lui închinare. Am nevoie să am o inimă mulțumitoare, am nevoie să am o inimă plină de recunoștință, pentru că inima omului e așa de înșelătoare și așa de ușor devine trufașă și mândră și îmi dau seama că doar o închinare reală, în smerenie, îmi ține inima în locul ăla în care îl văd mereu pe El mare și știu unde mi-e locul, știu cine sunt în El, știu că sunt fiică, știu că o investit mult în mine, știu că o dăruit mult, mi-o dăruit multe, dar știu că n-aș fi nimica fără El și n-aș putea face nimica fără El. Și din punctul ăsta de vedere am nevoie să-i dau eu Lui închinare, în ghilimele, că nu vreau să sune prea dur, să știu unde mi-e locul și să știu ce am, de unde am și de ce am. Nu cred că sună prea dur și spun asta pentru că cred că e foarte ușor să ne amăgim pe noi înșine. Mai ales dacă suntem persoane decente. Ne ies lucrurile. Suntem chiar cuminți. Nu facem cine știe ce, nu știu, lucruri. Adică suntem într-un loc bun și atunci e așa de periculos și așa de ușor să nu îți vezi de fapt locul și să ne amăgim pe noi și ne că suntem bine unde suntem. Și cred că, apropo de toată discuția de până acum, de chemare, de închinare, de nevoia de închinare, cred că mesajul ăsta este foarte important pentru noi atunci când credem că să fii bun și să fii drept și moral este tot ce e nevoie. Dacă avem doar astea, iar zic, s-ar putea să ne amăgim și atunci când vine ceva și ne zgudie destul de tare și de fapt ne dovedește că nu suntem noi chiar așa de buni, că nu suntem noi chiar așa de tare și de drepți, ce ne facem?
Andreea, mai ai tu gânduri de adăugat la nevoia asta de închinare? Da, pot să simt la fel și gândesc la fel ca și Cami. Mă schimbă pe mine. Mult mai tare decât îl afectează pe Dumnezeu. Dacă El are răbdare la lipsa mea de închinare și stă la ușă și bate, știi? Stă la ușă și bate o viață întreagă pentru unii. Da. Nu-l deranjează să facă asta. Nu e ca o mândrie că îi se cuvine altceva. În dreptul lui, nu, el e smerit. Deși n-ar avea de ce să fie, n-ar trebui să fie. Noi ar trebui să fim. Nu. Nici măcar nu e o pretenție care o are. E ceva normal ca noi să-i dăm. El stă la ușă și bate. Aș vrea să mai citesc ceva din Osgenis, cum spuneam, nu știu eu să zic lucruri atât de deștepte, dar cred că leagă un pic lucrurile și se leagă și de ce ai zis tu, Cami, mai devreme, cum Dumnezeu vorbește. Și ai dat exemplu cu Avram, cum Dumnezeu a vorbit în mod auditiv. Și spune așa, la început era cuvântul. Și la începutul fiecăruia dintre noi a existat un cuvânt rostit pentru noi. Viața fiecăruia dintre noi este de aceea relațională și auditivă în esența ei. Tot ceea ce suntem este auzire și răspuns. Suntem responsabili pentru că putem răspunde. Între primul cuvânt, creator al lui Dumnezeu, și ultimul cuvânt al judecății sale, modul în care ne trăim viața este răspunsul pe care îl oferim cuvântului lui Dumnezeu către noi. Wow. Și cred că asta definește destul de bine și chemarea, și închinarea, cum îi răspundem noi, cum ne comportăm, cum trăim. Și aici cred că putem să ajungem la partea practică a discuției. În teorie, lucrurile stau bine. În practică, cum arată? Ce înseamnă închinarea pentru voi în mod practic, în viața de zi cu zi? Dincolo de momentele despre care deja am discutat, momentele astea aparte, de intimitate, o să încep de la un exemplu care pe mine așa m-a dezarmat într-un fel și m-a învățat multe personal. Eram într-o seară acasă, culcam copii, 4 la număr, cum spuneam, împreună cu soțul meu. Pentru mine e cel mai greu moment din zi. Momentul în care punem la culcare, ei obosiți, noi obosiți, răbdarea obosită la rândul ei. Și puneam în pace, schimbam. Și am auzit, noi locuim pe un deal undeva lângă oraș, cu o comunitate frumoasă de oameni care uneori ne întâlnim să avem timp de închinare prin cântare, rugăciune împreună. Și am auzit că în timp ce eu îi culcam pe copii, ei se închină afară, la foc. Și pentru mine sunt așa de speciale momentele respective, pentru că mă conectez și se face liniște în jurul meu și l-aud pe el mai tare și cumva am început să-i mărturisesc că așa de tare mi-aș dori să fiu și eu afară cu ei și așa de tare mi-aș dori să rup tot, da? Să fiu Maria pentru o clipă, să rup tot, să se oprească, să merg afară, să-i cânt, să stau cu el, să-i declar. Așa de tare mi-aș dori să mă închin și eu acum. Și Duhul Sfânt așa de fin și de frumos mi-a răspuns, Andreea, dar și tu te închini. Când pui copiii în pat, când îi pregătești, și tu te închini. Sau mai degrabă, știu te poți închina în timp ce faci lucrurile astea. Și parcă toate perspectivele s-au schimbat în momentul respectiv. Și mi-am dat seama, eu oricum trebuie să fac lucrurile astea, exact ce vorbeam. Că sunt mamă și iubesc și oricum le-aș face. Dar pot să le fac ca un act de închinare sau nu? Mi-am pus mâinile peste ei, m-am rugat, am cerut binecuvântare peste ei, peste destinul lor, peste viețile lor. Toate perspectivele s-au schimbat. Toată casa noastră s-a transformat într-un colț de împărăție și Dumnezeu lasă, cred că în mâna fiecăruia, puterea asta oarecum, dar în mod special a mamelor, a femeilor, să transformăm atmosfera casei. Și cred că adesea o vedem, că dacă noi suntem prost dispuse, toată lumea este în jurul meu, în jurul nostru, dar și invers. Un moment de genul ăsta de închinare poate transforma întreaga casă într-un colț de rai. Asta ar fi așa. Unul dintre. Ce alte modalități practice? Adică, ne-ai dat un exemplu fain, dar ziua e lungă.
Cred că de fiecare dată mă pot întoarce acolo. Tocmai pentru că e ziua lungă și cred că fiecare moment în care resursele se termină și se termină și când încep cu rugăciune se termină și când încep cu recunoașterea faptului că eu sunt mică, tu ești mare, am un moment de genul ăsta la răsărit, da? Mă trezesc de vreme înaintea tuturor, te recunosc, recunosc că îmi dai resurse, mănânc cuvântul tău, citesc, mă hrănesc, pornesc tare la drum și după jumătate de oră se poate să fiu gata. Da. Și mă întorc. Mă întorc înapoi acolo. Uneori am timp să o fac într-un mod foarte așezat, alteori am înțeles din rolul de mamă, rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Nu am timp să mă opresc mereu. Mereu mă pocăiesc. Mă leapă de mine și de greșelile mele. Și cer ajutor. Și mă închin înaintea lui. Da, e un gest continuu, cred că. Și aleg să o fac așa, inclusiv când spăl vase sau pe jos, mă rog, pentru atmosfera casei, pentru picioarele care calcă la noi, pe podelele respective, veșnic de curățat. Ajută-mă, Cami. Ajută-mă și tu cu metodele pe care le faci tu, le practici. Eu îmi amintesc că Dumnezeu m-a provocat la un moment dat să fac toate lucrurile ca pentru El. Am citit versetul așa, am zis, nu, las-o. Cum adică? Adică multe lucruri ca pentru El, să, nu știu, să dai cuiva ceva, ca din partea Lui, să ierți, să uiți ce ți-au făcut alții, să nu uiți niciodată ce ți-au făcut ceilalți, să fii recunoscător, multe lucruri ca pentru El, dar lucrurile astea casnice, astea care trebuie făcute mereu și mereu și o luăm de la capăt și nu se termină niciodată și astea cap pentru El și cuvântul lui Dumnezeu zice toate. Doamne, atunci trebuie să mă înveț, să-mi spui despre ce e vorba. Și mi-a dat seama că într-adevăr este despre atitudinea noastră cu care facem lucrurile. Și nu neapărat că eu spăl un vas și Doamne, ți-l închin ție, îți dau ție actul ăsta, da. Cât Dumnezeu ne-a creat cu o abilitate extraordinară, care în zilele noastre poate fi și o capcană, și am descoperit că este o capcană, de a fi prezenți și cu mintea în altă parte. Și pentru lucrurile care îs automatisme și mecanisme în zilnice pe care le facem, de spălat, de călcat, de îmbrăcat, dezbrăcat, știu eu, care nu necesită comunicare cu copiii noștri sau cu cei din jur, am învățat să fiu prezentă, dar cu mintea în altă parte. Și l-am înțeles și pe David, deși atunci când a spus, cred că era deja la palat și nu avea el foarte multe treburi, dar zicea, zi și noapte cuget la legea ta, practic la cuvântul lui. Și atunci mi-am dat seama că pot cugeta și când fac lucrurile astea mai puțin importante, au niște automatisme, și mă zidesc, îmi înalță duhul și eu am mașină electrică, de fapt e hibrid. Ea nu e nevoie să fie încărcată la o priză, ci se încarcă din mers. Și așa mă simt atunci când reușesc să fiu prezentă, dar cu mintea în altă parte pentru lucrurile de care nu e nevoie să fiu prezentă, când cuget la legea lui, la cuvântul lui, că mă încarc din mers. Și asta practic mereu îmi dă mai multă energie să o duc până la capăt. Am descoperit lucrul ăsta și am început să-l practic și îmi este de folos, mă ajută. Mă ajută mult să fac asta. Acum, din nou, tehnologia ne ajută pentru că pot să-mi pun niște căști în urechi și să blochez și mai mult zgomotul din afară. Dar copiii au crescut și au început să nu se mulțumească cu răspunsuri monosilabice și trebuie făcută conversație. Da, și atunci, nu? Da. Și atunci sunt foarte puține momentele în care pot să intri în lumea ta. Ziceam că și o capcană, pentru că reușim de multe ori să ne desprindem așa de mult de prezentul nostru, să trăim undeva ori în viitor, ori în trecut, încât să nu ne mai bucurăm de ce se întâmplă. Mereu
cu dorința la niște lucruri care încă nu le-am făcut, care vrem să le facem, cu regrete sau părere rău față de lucrurile care au trecut și sunt tot acolo că ar fi trebuit să le facem și uităm să trăim prezentul. Cumva un alt asta o văd neutră când știm cum să o folosim, când știi să te deconectezi de ce e în jurul tău ca să te să cugeți la cuvântul lui, dar în același timp să nu uiți să fii prezentă în prezentul tău, să nu treacă viața pe lângă tine și tu să fii altundeva între. În ceea ce mă privește, mi-am dat seama că și am avut o revelație pe drumul încoace și o să vă povestesc imediat. Mi-am dat seama că de multe ori că atitudinea asta de închinare constantă, de rugăciune neîncetată și apropo de ce zici tu cu trăirea în prezent, mă ajută să mă bucur de prezent. Să mă bucur de ce se întâmplă acum și de fapt de lucrurile importante. Pentru că pentru o persoană, eu sunt introvertită, nu sunt extrovertită ca tine, dar sunt colerică. Și pentru o persoană colerică, e mereu stresul ăsta de vrei să iasă totul bine, vrei să fie toate puse cap la cap, prefer să muncești extra sau să faci o grămadă de lucruri numai ca să iasă cum trebuie și când ceva nu iese cum trebuie, tendința nu este să te oprești și să îți limpezești un pic mintea și dacă vreți să te rogi, ci este să te stresezi și mai mult. Și vă dau un exemplu haios. Are sens în mintea mea, e haios, nu e neapărat o chestie foarte importantă, dar eram foarte aproape de studio, nu mai aveam suficient de mult timp și îmi dau seama ca niciodată că mi-am uitat pantofii acasă. Și reacția imediată a fost, și asta am și făcut, în loc să o iau spre studio, am vrut să mă întorc acasă, în sensul giratorii, și m-am întors și pe urmă m-am oprit și am zis, Doamne, stai un pic, ce fac? O să încerc să alerg acasă, o să întârzi, o să mă stresez tot drumul, o să vin cu o atitudine foarte mega stresată, nu o să mă bucur de ceea ce se întâmplă, pentru că ce? Pentru că nu sunt lucrurile cum vreau eu. Și atunci m-am oprit, m-am întors și am zis, Doamne, hai până mă întorc înapoi să-ți mulțumesc pentru că avem ocazia să facem asta, știi? Schimbă inclusiv perspectiva la nivel banal, că nu e ceva important. Dar dacă o schimbă la nivel banal, cum nu o schimbă la nivel mult mai mare? Așa este. Voi sunteți niște modele. Mie mi se pare că vorbiți extraordinar și că ce trăiți. Și acum, din contexte comune, știu mărturia ta, parte din mărturia ta, Andreea, știu parte din lucrarea ta, Cami. Mi se pare că sunteți la un nivel la care când o să fiu mare vreau să fiu și acolo. Dar cum faceți asta? Cum ajungem să ne transformăm activitățile zilnice în acte de închinare? Că exemplele voastre sunt extraordinare, dar cum reușim să punem în practică? Ce ar trebui să avem în minte din punctul ăsta de vedere? Ce ne-ar ajuta ca să transmitem mai departe? Te rog. Și eu. Wow, ce ne-ar ajuta? Sau, că aici putem să adăugăm și nuanța asta, despre care știu că am povestit noi și înainte. Și deja am vorbit un pic, dar poate că alte exemple ne vor ajuta să înțelegem efectele închinării în viața noastră. Că poate dacă înțelegem, pornind de la chemarea asta lui Dumnezeu, faptul că ne atragem spre El, la faptul că noi răspundem, care sunt efectele, nu doar acum, aici, ci efectele pe termen lung în viața noastră ale închinării. Că poate așa ne vom motiva. Știu că este un lucru care îl vom face și în veșnicie. Dacă multe lucruri dintre care le facem acum se vor termina și vor avea sfârșit, ăsta e un lucru care îl vom face și acolo. În prezența Lui să-L adorăm, să-L înălțăm. Și
când am realizat prima dată lucrul ăsta, am zis, Cami, ar fi bine să o înveți de pe acum cum se face, să încep să înțelegi lucrurile atât cât se pot înțelege aici pe pământ și să prinzi drag de ele. Acum, nici nu știu, poate pe noi ne ajută mai mult și abilitatea de a cânta, dar nu numai, nu cred. Cred că și oamenii care pot cânta sau nu pot cânta, care știu că pot cânta sau care nu știu că nu pot cânta, practic inima contează, inima înaintea lui. Și nici nu contează forma exact prin care o exprimăm, ci doar să să-ți înalți glasul spre el și să o faci așa cum știi. El găsește frumusețe în fiecare din noi atunci când o facem. Apropo de perspectiva asta a eternității și faptul că asta vom face o eternitate întreagă și apropo de discuția cu intimitatea, de multe ori mă gândesc că suntem uneori, și poate doar impresia mea, suntem mult mai fascinate și se creează în noi cumva atitudinea asta de fascinare când ne gândim la viitor, când ne gândim la veșnicie. Dar Dumnezeu e același. De Dumnezeu ăsta avem parte și acum și dacă ne-am oprit un pic și le-am cunoaște în intimitatea aia, oarecum l-am admirat? Dacă am fi acum atente și am realizat și ne-am bucurat de cine e Dumnezeu ăsta cu care da, vom petrece o veșnicie întreagă, dar oricum deja îl avem în noi, oricum deja atunci când am ales să credem ne-a făcut parte din firea asta dumnezeiască. Da, și cum arată viața noastră dacă ne-am oprit și l-am adorat, l-am observat și l-am adorat mai des. Așa e. Andreea, Care ai văzut că sunt efectele astea ale închinării în viața ta? Nenumărate. Legat de metodă, cred că se aplică mult principiul credincios în lucrurile mici, vei fi credincios în lucrurile mari. Deci, cum spuneam, începe și nu știu dacă este o metodă în sine, decât acord în inima ta. Și știi ce mi se pare interesant? Este așa un oarecare paradox, inclusiv ca să mă închin, tot Dumnezeu îmi dă puterea să fac. Exact. Deci nu pot să-mi asum asta. Exact. Și cred că, apropo de asta, cred că obosim mai tare atunci când noi încercăm să ne facem ceva. Exact. Nu-i nimic forțat. Îi așa pur și simplu lasă garda jos și recunoaște cine e. Ca și efect, unul dintre efectele închinării legat de care nu pot să tac. E efectul vindecător. Eu am 32 de ani, acum aproape 5 ani, acum 4, aproape 5 ani, primul meu soț a murit. La 28 de ani eu am rămas văduvă cu doi copilași, al treilea în travaliu. Eram în travaliu când am aflat. Situația mai lungă și așa, nu neapărat de descris acum, dar eram parașutiști și eu și soțul meu și el a avut un accident de parașutism. La un salt mers rapid, mă duc rapid să-l fac și vin înapoi și mergem la spital și naștem. Și a fost ultimul. Și mi-aduc aminte când mergeam la locul respectiv unde trebuia să recunoaștem, adică nu era de recunoscut că știam toți cine e, dar pe câmp unde ateriza corpul lui. Mi-aduc aminte acordul în care am căzut cu Dumnezeu și eu îi zic că e un act de închinare. Ne-am rugat pentru înviere. Ne-am rugat pentru înviere cu reverență și credință. Dar acordul din inima mea că știe mai bine, că mă las pe mâna ta, Doamne, Tată, Suveran, am avut parte de un fel de acolo, odată lăsată pe mâna lui, în închinare, de un fel de protecție supranaturală. Și cred că închinarea face asta și raportarea într-o poziție corectă. La un moment dat, după evenimentul, în perioada văduviei, au fost foarte multe zile de post în dreptul meu și ce fac în zile de post? Ei, că citesc Isaia 58. Și ca niciodată am văzut în Isaia 58 că scrie deci dacă asculți, iată postul plăcut mie, să faci așa, așa, așa. Și dacă tu faci lucrurile astea,
Lumina ta va răsări ca zorii dimineții și vindecarea ta va apărea repede. Da, pentru mine acel repede realmente m-a lovit, a fost rema, apropo. Repede? Păi da, Doliu ține 2 ani. De ce să te vindeci repede? Sau în Sud am înțeles că ține 7 ani. Sau în Portugalia, nu știu exact, mai puțin, 6 luni. Dar spre deosebire de perspectiva de celor din jurul meu sau chiar a mea până atunci, am înțeles că Dumnezeu vrea să mă vindece repede. Și am luat cuvântul lui să învăț cum vindecă. Și în Isaia 61 am aflat cum vindecă. De fapt, ce e? Doliu e depresie, da? Adică un duh mâhnit. Și el zice că ne dă o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Cumva haina de laudă și de închinare alungă duhul mâhnit. Deci aviză persoanelor care se luptă cu depresia. Eu cred la nivelul cel mai practic și am experimentat prezența lui acționând ca și substanțe, ca și medicamente în dreptul meu. Deci inclusiv fetița care s-a născut după, am născut-o fără dureri, dar o naștere cât se poate de natural, naturală. Și atunci am experimentat și știu că Dumnezeu are asta inclusiv să acționeze în trupul nostru plenar. De asta în relație, în intimitate cu El. Nu ca ceva ce putem câștiga prin închinare, niciodată mintea nu-ți poate gândi așa când ești cu adevărat în fața Lui. Da, ca și efecte. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă vă dați seama, dar timpul nostru s-a scurs. Mulțumesc pentru o discuție de care aveam nevoie. Mulțumesc pentru o discuție atât de plină de gingășie și de blândețe și de candoare și de-abia vă aștept înapoi să ducem mai departe ce am început. Vă mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Și noi mulțumim! Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, că ați petrecut timpul acesta cu noi. Sper că ce am început noi aici, cum spun de fiecare dată, duceți voi mai departe și sper că măcar ceva din ce am apucat noi să povestim, să puteți lua și să meditați mai mult sau să puneți în inima voastră și să vedeți cum vă poate cerceta, provoca sau înviora inima. Până ne vedem data viitoare, vă doresc numai bine!